Un proiect de lege ce prevedea ca data de 30 noiembrie să fie declarată Ziua Națională a Tezaurului Uman Viu a fost respins în Senat. Ulterior, în Camera Deputaților, for decizional, legea a fost votată și susținută și de deputatul hunedorean Ilie Toma. Județul Hunedoara are 3 personalități marcante ce au fost declarate Tezaur Uman Viu, respectiv Pera Bulz, Mircea Lac și Vinca Cosana. Proiectul prevede că Parlamentul, administrația prezidențială, guvernul, autoritățile administrației publice locale, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora, pot organiza sau sprijini logistic și material pe tot parcursul anului manifestările culturale, artistice sau educaționale dedicate acestei zile. Acestea pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor în limita bugetelor aprobate. Județul Hunedoara, alături de județul Alba Iulia, evident, este recunoscut pentru numărul cel mai mare din țară de tezaure umane vii. Vă pomenesc aici de taragotistul Pera Bulz, vă pomenesc de mătușa Vinca din țara pădurenilor. Știți ce importanță are această doamnă? Prin viu grai, fără să aibă scris, toate cântecele pădurenești din urmă cu 250 de ani sunt păstrate în memoria individuală a ei și le spune fără nicio greșeală. Stimați colegi, eu vă apreciez foarte mult, dar să știți că acolo la sat culturile și animalele nu se cresc de pe computere și nici cu spray-uri și parfumuri. Acolo este munca aia adevărată a românului, pe care dumneavoastră trebuie să o apreciați, pe care dumneavoastră trebuie să o promovați și să o respectați. N-a fost o intervenție dură, a fost o intervenție, pot să spun, vehementă și din suflet și nu este legată doar despre cei care au votat împotriva acelui proiect de lege, este legat de necunoașterea, să spun așa, a tradiției românești, a sufletului românesc, care vine din satul românesc și care la ora actuală, prin acel proiect de lege, se încerca o promovare a ceea ce însemna tezaurul uman viu, ziua tezaurului uman viu. Și am spus următorul lucru, doar că Hunedoara, și mă simt dator să spun acest lucru, are poate cel mai mare număr în ceea ce înseamnă tezaur uman viu, persoane care primesc acest titlu. Nu puteam să nu încerc să promovez valorile acestui județ, care vedeți dumneavoastră, și prin intervențiile și tratatele Ministerului Culturii și al Turismului de România spun despre județul Hunedoara care al doilea potențial în ceea ce înseamnă turismul și tradițiile în România. Camera Deputaților a adoptat săptămâna trecută proiectul de lege respins inițial de Senat, prin care se instituie pe 30 noiembrie Ziua Națională a Tezaurului Uman Viu.